Pe vremea când trăia, era considerat un discipol al diavolului. Era atât de temut de mulți, încât după moartea sa a fost plimbat din cimitir în cimitir pe o perioadă mai lungă decât însuși cursul vieții sale. Marele violonist care a revoluționat tehnica viorii, Niccolo Paganini, care a fost și chitarist și care, sunt convins, ar fi fost mândru să-l asculte pe interpretul nostru de astă seară cântându-i sonata. Gabriel Bianco interpretează Niccolo Paganini. Thank you.